Urmează un interviu foarte interesant, mai ales că fiecare dintre noi consumăm sare în cantități mai mici, în, știu eu, diversitatea de sare din magazine, așa că haideți să vedem cât de importantă este sarea pentru organism, cât de multă ar trebui să consumăm și ce tip de sare. Alături de noi, ca de fiecare dată în ziua de marți, este medicul Virgiliu Stroiescu, doctor în medicină. Bine ați revenit, domnule doctor! Bine v-am regăsit! Nu v-am întâmpinat cu pâine și sare pentru că n-am știut dacă dumneavoastră considerați sarea ca fiind un element bun pentru organism. Mulți fug de sare, auzim peste tot, evitați sau reduceți cumva consumul de sare. De sare, zahăr și grăsimi. Grăsimi. Am vorbit și despre eu bag și carne. Aha, și carne. Da, asta în momentan n-a apărut încă. Dar în ordinea importanței, domnul doctor, poftiți? De ce spune mai la început sare, zahăr? Puteți spune zahăr, sare și grăsimi. Sarea e mai penetrantă pentru că ea sare tensiunea arterială, o urcă și de aceea și tensiunea arterială intră direct în nivelul sângelui, tensiunea arterială, presiune în vas, se poate rupe vasul. Adică nu pentru e joacă. Ați amintit de tensiunea arterială, îmi permit să vă întreb, sarea, consumul de sare poate cauza probleme cardiace, tensiunea arterială și așa mai departe, sau ea doar amplifică efectele unei boli? Nu, deci problema este așa, sarea e necesară în organism. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, toate elementele organismului sunt perfecte și toate sunt necesare. Nu pot să spun una e bună și alta e rea. Ce face sarea? Sarea are o prietenă. Tot timpul sunt împreună, se țin de mână, apa cu sarea. Și unde este sare, acolo este apă. Momentul în care noi punem mai multă sare, sarea aducând apă, crește volumul sângelui. Crescând volumul sângelui, dă tensiune. Stând în tensiune mare, dacă mâncăm multă sare, vasele normal trebuie să fie elastice, nu? Inima pompează în sistolă, vasele preiau presiunea, o dau înapoi și permanent e un vals, mai ales la aortă. Și în vase circulă sângele normal. De ce? Tot ce e luat în sistole, vasele se dilată, preiau, se contractă, aruncă mai departe și totul merge frumos. În momentul în care presiune e mare, vasul și că să nu cumva se rupă. Și atunci pune fibre. Pun în fibre, vasul nu mai e elastic și atunci tensiunea merge mai puternică, pentru că nu mai preia vasul excesul de presiune. Și atunci crește tensiunea. De aceea, cine mănâncă multă sare, în prima parte, dacă reduci sarea, asta este punctul numărul 1. Ai tensiune, nu mai mânca sare deloc. De ce? Nu există aliment fără sare. Deci oricum mâncăm sare. Oricum mâncăm sare. Și acum, în americane și ăsta, să spunem așa, asociația de boli de inimă americană, AHA se scrie, ăștia recomandă cel mult 1, 2, 3 grame. Dar se admite până la 5. O linguriță are 5 grame pe zi. Pe zi, da, mâncăm pâine, mâncăm hrană și peste tot găsim sare. Apoi este o sare foarte, foarte păcătoasă, sarea care nu se vede. De exemplu, se vede ce șmecheri sunt. La semințe le pune în sare. Și după ce mănânci un pumn de semințe, ai nevoie și de apă, să bei ceva. Atunci bei un suc. Atunci, punând sare, te obligă să mai și cumperi ceva, pentru că sarea dă sete. Corect. Și atunci, având sete, bei mai mult. Bând mai mult, crește mai mult tensiunea respectivă, nu? Bun, păi iar mănânc sărat. Acum, rinichiul știe să scoată sarea în mod normal. Dar dacă iei mai mult decât poate, atunci omul rămâne plin de sare. Și sarea asta va da tot felul de probleme, care nu sunt cele mai bune. Nu sunt... Și punctul cel mai periculos e tensiunea asta arterială, care poate să... Și s-a văzut ceva, că dacă se ia 5, numai 5, atenție, 5 grame pe zi, e mult, da, așa, scad cu vreo 40% accidentele vasculare cerebrale și cu vreo 27% scad infarcte, numai pentru că nu se mănâncă sare.
Adică nu e joacă. Sarea respectivă, cantitate mare, este crimă. Este, o, este puțin așa, deces. Deci sarea, nu ne jucăm cu ea. Chiar dacă domnule ne doctor, place. Dar nu putem să cântărim toată sarea pe care o ingerăm într-o zi. Noi, pentru că ea se află în numeroase auziți, alimente. Noi avem, se spune că 4 gusturi, acum 5, acum s-au făcut 6 și o să discutăm de ele. E bunul simț, simțul ăsta care spune, nu e mult. Deci permanent când vezi că e sărat, fugi de sărat, să nu fie mai mult decât trebuie, pentru că avem un simțuri care spune, e cam păi sărat. De la, îl modificăm, atunci fie pui mai puțină sare, fie mai pui multă apă să mai diluez. Noi dacă mâncăm foarte sărat, nu vom mai avea acel simț. Cu tot bunul simț pe care îl avem, nu vom mai avem simțul acela Se reface dacă terminăm cu sarea. Dacă mâncăm mai puțin o perioadă de timp, atunci acest simț se reface, revine la normal simțul respectiv. Și v-am spus că și hipertensiunea, în prima parte, vine unul cu tensiune mare, mănânc sare și da, îmi place. Sunt câte unii vin la masă și nici nu gustă mâncarea, ia puțină sare și pune despre ce, ca să aibă gust. Într-adevăr, sarea are gust. Fără sare, n-ai niciun gust. E, în momentul în care e mai mult și a doua problemă, sarea dă dependență. Și ca zahărul. Toate drogurile dau dependență. Și sarea e un drog. Sarea. Dacă mănânci murături, nu? Care sunt foarte sărate, toată carnea, chipsurile, cartofii prăjiți, toate astea au sare foarte, foarte multă. Nu știu, să bem multă apă, că se iasă apa, să spălăm, ne spălăm de domnule sare. Domnule doctor, carne da. Nu. Dulciuri nu. Nu, 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 nu. Nu, dulciuri, dar nu. N-am spus nu. În cantitate mare nu e bun, dar n-am spus nu. Acum să mâncăm. Mâncăm tot ce... Deci avem voie și sare, dar în cantitate da, redusă. Dar nu că avem voie, necesară. Fără sare suntem pierduți. Ce dacă unul nu mândea sarea, are tensiune mică, nu mânde nimic. Când încă ceva, sarea ține sângele, sarea împreună cu proteinele, să ține sângele în vase. Că dacă nu, ar rămâne în periferie și va face edeme. Ne-am umflat ca niște pepeni. Deci sarea e cea care menține presiunea osmotică și proteinele coloidosmoți ca să avem tensiune normală. Iodată sau neiodată, domnule doctor? Păi acum să vedem ce cu, și cu iodatul, ce cu iodatul ăsta. Deci, se găsește foarte multă sare iodată în magazine da, și prea să, puțină da. Neiodată. Hai să o luăm încet. Deci, glanda tiroidă e glanda care reține iodul. Sunt regiuni în țara noastră, cum e Mușcelul și mai sunt câteva, în care pământul nu are deloc sare. Și atunci oamenii consumând hrană, că grâu are sare, toate alimentele noastre, dacă le luăm ca atare, toate au sare. Hai să vă spun câteva date așa. De exemplu, carnea are 0,3-0,4 grame la sută. Șunca are 1,5 grame la sută, laptele 0,5%, telemeaua 1-2 grame la sută. Mănânci 200 grame de asta, și nu mai, mai prea de mult loc. Decât da. Cereale au și ele sub 50 de grame la sută. Făina are și ea la fel, adică toate plantele, toate animalele, tot ce este din pământ, pământul are și o concentrație, ne dă o parte din sare respective. Dar sunt regiuni care n-au deloc sare. Și atunci oamenii respectivi, regiunile respective neavând sare, hipofiza lor anunță, domnule, nu avem sare deloc. Și atunci crește tiroida. Și tiroida crește mult, mult, mult de tot și apare gușă. Începând de la un ou, până la o portocală, până la un dovleac, sunt câte unii care au gușă mai mare decât capul lor. Uflat așa, sunt gușați. Și dacă gușa e mare și sus, nu funcționează bine. Pentru că au prea multă apă, nu reține cum trebuie, nu se dezvoltă sistemul nervos și la copii. Mixedem, copiii cu limba mare, buze groase, vorbesc, dorm toată ziua, sunt umflăței și automat îi dai imediat hormon tiroidean și odată învie. Dar dacă stă prea mult, acum se face și în regiunile în care e pericol, se face o injecție la mamă în călcâiul copilului. Se recoltează, se vede dacă are în el hormon tiroid, dacă are tiroxină. Și dacă vede că e bine, lasă. Dacă nu, știe de la început cu cine avem de-a face. Adică nu e joacă. Și atunci, pentru să abuzi acel lucru, s-au introdus în tosara tuturor, s-a introdus iod.
dar iodul în cantități mai mari. Spre exemplu, eu nu am probleme cu gușa, da. Nu sunt din regiunea mușcelului sau din alte regiuni care duc lipsă de iod și atunci mănânc sare iodată din magazin, nu îmi creează probleme? Ei, acum, orice om care e inteligent, orice om prevăzător ține în casă un tractor. Deci orice om inteligent, dacă îi se pare că sarea nu-i face bine, poate să cumpere sare fără că se găsește, numai să vrei. Sare fără iod. Dacă vrei să știi exact cum merge, te duci într-o zi și dai o dozare de hormon tiroidien și dacă e normal, nu mai ai lua sare cu iod, dacă spui că ești normal. Dacă vezi că ai ieșit hipotiroidea, nu e rău să mai ai direct, fără să mai cumperi medicamente. Dar ca idee, s-a făcut-o pe profesorul Milcu, ăsta era prin urmașul lui Parhon, era chiar ginele lui Parhon. Și ăsta a făcut în anii 40-50 cercetări pe... Era o problemă serioasă, problema gușogene. Erau regiuni gușogene de oameni care erau ratați total. Ăștia nu gândesc, nu puteau face școală, făceau un singur lucru, făceau câte 10-12 copii. Aia se pricepeau. Și atunci erau sate întregi în care jumătate nu se putea vorbi cu ei. Înțelegi? Și erau întreținuții. Și atunci, băgând sare, s-au luminat. Și atunci bun, pare că ziceți că sarea ar trebui consumată în cantități moderate, dar de când începem să ne lăsăm de sare mai serios? Înspre bătrânețe putem să consumăm așa în perioada tinereței, maturitate? Da, întâi avem un medic de familie care ne spune dacă avem tensiune mare sau mică. Prima măsură când crește tensiunea e să scoatem sarea. Și în primele, dar de tot întâi, că ai tensiune mare. Când ai tensiune mare, întâi o scoți. Scoțând-o, pentru că ai grijă, lua mai mult decât trebuie, tensiunea revine la normal. Fii normală, poți din nou să mănânci normal. Deci dacă un om are hipertensiune din cauza sării, o perioadă e scos total sarea ca să revină la normal. Că se acumulează în om, se acumulează în vase. Păi, sau dacă îi dai și un diuretic în care să scoate afară, momentul în care tensiunea e bună, îți mănânci puțin. Și s-a spus foarte clar. Avem nevoie cel mult de un gram, două, așa de cum a trei pe zi. Gândiți-vă, o guriță plină are 5 grame. Dar dacă mănânci cartofi prăjiți, dacă mănânci multă carne din astea prăjită în care se pune masiv, dacă mănânci murături, dacă mănânci asta tare, sarea aia nu zboară, nu are aripi. Iar rămâne în noi. Și adumând în noi, crește tensiunea. Atunci strică tot sistemul. Și atunci e bine să nu folosim. Deci, dacă cei care folosesc foarte puțină sare și încă ceva interesant. În momentul în care cam scot sarea, adică mănânci foarte puțin, încep să-ți vină gusturile, pentru că sarea dă un gust foarte puternic și întărește, atenție, dulcele. Gustul dulce. Și umami, ăsta e al cincelea, nu știu dacă ați auzit de el, da. Și ăsta are exact gust de carne și îți dă o foame grozavă, dulciule și cu lunsare, nu le mai crește pe asta două. Și atunci omul revine la greutatea normală și te obișnuiești cât mai puțin, cât mai puțină sare. Adică, în mod normal, dacă n-ai solneță pe masă, e perfect. În momentul în care te obișnuiești să pui la roșii, o tăvălești în sare, nu? Și spui că e bună, dar vezi că e mai mult decât trebuie. Pe când dacă te obișnuiești, ea are sarea ei. Și aici este bunul simț. Că devin, de exemplu, cei care mănâncă foarte condimentat, nu le place hrana vegetală. Nu pișcă, nu gustă, nu-i sărată, nu-i ceva. E ceva așa, fără gust. În momentul în care ai devenit vegetarian de adevăratele, atunci începi să vezi nuanțele. Dom'le, dar uite, roșia asta are gust de mango, are gust de avocado, are gust de măr, revin de banane. Gusturile și spuneți că fiecare legumă are sarea ei. Păi dar are suficient. În momentul în care vezi că nu are... E bine să ai ceva mai mult, adică să guști totul ca să aibă încă ceva, de nou spun bunul simț, îți dă gust. Adică nu mănânci deloc sare, are un gust așa mai. Pui puțin asta, o dată să treci. Pe castravete merge un pic de... Ce zic, dar momentul în care picul devine prea mare, nu mai pic, atunci simți că e mai mult decât trebuie, ce că nu contează. Păi, dar contează că a intrat în tine. Ia uitați ce am găsit aici, așa. Referitor la consumul prea puțin de sare. Deci mănânci prea puțină sare. Da.
Spune aici că te poate face să jinduiești după zahăr și carbohidrați rafinați, aduce organismul într-o stare de semi-infometare, poate provoca rezistența la insulină, deci acum trebuie să... Acum se întâmplă, sunt unii oameni care au o boală, pierd sarea prin rinichi. Și atunci oamenii ăștia au permanent semnele astea. Deci în mod normal, dacă un om mănâncă normal, mănâncă pâine, mănâncă legume, mănâncă... Sare e suficientă. În momentul în care omul ăsta are o afecțiune sau bei multă apă, aici e treaba. De ce nu-i bei să bei 3 litri sau 4 litri de apă? Pentru că împreună cu apa, cine pleacă? Și sărurile. Și nemai având săruri, atunci, cum foarte frumos a spus dumneavoastră, că simți că ceva nu merge, nu? Și atunci mănânci puțin mai sărat, când ești obosit, când simți că nu te simți bine, pune puțină sare. Încă ceva, când tensiunea e foarte mică, de exemplu, unii se scoală dimineața și n-au chef de nimic, că au tensiune mică, să pună foarte puțină sare în apă și nu mai am nevoie de cafea. Ce interesant. Pentru că având hipotiroidie, de exemplu, sau având mai puțină sare în el, având hipotensiune arterială, nu-i ajunge sângele să până sus la cap și să aibă și presiune ca să lucreze. El tot timpul e hipo, tot timpul e hipohrănit, hipobucuros. Dar e momentul în care pui puțină sare lui ăsta care vezi că nu merge bine, el devine normal. E interesant. Am înțeles. Și atunci deja... trebuie verificat doctorul, spune, doctor, dacă eu aș... cum e? Și luați, se ia sângele și vadă câtă sare. Deci 142 de miligrame? Nu, nu de miligrame, milosmoli. Ah, ok. Da. Și se verifică cât exact. Și dacă e 140-145, dacă vezi că e mică, domnule, o am mică, bun, hai să o creștem. E prea mare, hai dăm înapoi. Da, chiar spuneți. Asta întreba un ascultător, Sandu spune, aș vrea să știu... Da, mil echivalenți pe litru. Deci, e o măsură mil echivalenți pe litru. Aș vrea să știu, spune Sandu, dacă cei care au tensiunea mică pot folosi sare mai multă. Deja a primit răspunsul ascultătorul acum, nostru. Din nou, dacă vede că nu merge, să meargă și la medicul de familie, să nu facă singur acum. Gata, mi-a spus doctorul Struiescu, pun un pumn de sare și mă simt nu știu cum. Deci văd că nu e bine. Domn, am hipo sau n-am hipotensiune arterială? Să verifice. Și dacă are puțină, mai dă un șut. Dacă nu-i de aici, din nou spun, de exemplu, dacă alergi mult de tot, nu? Ați văzut, poate când pui transpir și dai cu limba e transpirație, normal. E sărată. E normal. Și dacă pierzi sare, cum te simți? Obosit. Deshidratat. Și acum, în momentul în care mănânci fructe, mănânci morcov, mănânci o salată, alea îți dau natural. Domnule doctor, întrebările vin 0751400300. Dragi prieteni, mai avem doar câteva minute din acest interviu. Dacă aveți bombardați-ne. Întrebări, bombardați-ne. Una dintre întrebări, domnule doctor, vine de la un ascultător care este interesat dacă sarea de Himalaya este mai bună, merită să dea banii pe ea sau nu? Foarte interesantă întrebare. Se întâmplă. Sarea e o substanță necesară. Dar cât trebuie să mă peziesc? Spuneți că am zis acum cât? 3 grame, maximum 5 grame. Așa, deci câteva grame. O linguriță în câteva total. Grame, nu? Da. E, sarea asta are peste 80 de alte microelemente. Sunt peste 120 de săruri de cloruri. Și ele sunt în fiecare parte împreună. Când iei sare brută de aia și pui apă în ea, rămâne numai natriu clor. Și asta nu e foarte sănătoasă, că nu mai are familie. E frumos că e toată familie. Sarea de mare, nu? În mare găsești de toate. Inclusiv și plastic. Am citit un studiu că și se ia, de exemplu, apa de mare, se lasă, iese apa și rămâne sare de mare. Dar foarte inteligent că mi-a luat gura de gură. Cât de știi de curate asta ca să mănânci, eu mănânc sare? Și de ce mare și de unde o iei? Corect. Și corect. De aceea, adică sunt probleme. Da? Bun. În Himalaya e una care e roze așa, da? Corect. E, poate să știe exact ce e acolo. Sau în altele. De fapt din Pakistan, spun oamenii. De Pakistan. Deci sunt mai multe regiuni. Important e așa că dacă e un gram pe zi, coge aminte omul de 70-80 de chile, ai un gram de sare. De aici vrei să iei toate microelementele? Adică e puțin moft.
ca să fie așa, domnule. Eu mănânc sare de Himalaya, am nevoie de minerale, știi? Pentru că nu găsesc în ardei, în usturoi, în tot dar ce trebuie. Gândește că mănânci, mănânci o pară sau mănânci un cățel de usturoi, îți dai seama ce microelemente ai acolo? Și atunci nu ne calicim de la asta. Dacă vrei să fii cool, apucă-te și mănâncă Himalaya sau apucă-o și ea din Pakistan sau din cine știe ce altă țară. Dom'le, e bună, nimeni nu spune că nu e bună, dar nu e aici marea importanță ce sare beau și altă că... întrebare, domnule doctor, spuneți. Ultima. Cum e cu bicarbonatul de sodiu? Se spune că e sănătos, a se luat dimineața pe stomacul gol un pahar de apă cu o linguriță de bicarbonat. Știu că funcționează în asurile gastrice. Cum e, domnule doctor, cu bicarbonatul? E cam de-andoaselea. Stomacul trebuie să fie acid. Bicarbonatul de sodiu reduce aciditatea. Cei care au foarte mult acid și simt că îi arde stomacul, când ai puțin bicarbonat, începe să degaje bioxid de carbon și te răcorești. Dar în stomac trebuie să fie acid. Și indiferent cât pui acolo, avem un litru jumate până la 2 litri de lichid în stomac, dacă pui o linguriță. Și acum, dacă pui prea mult bicarbonat, stomacul nu mai e acid și nu mai se admite B12 și nu mai se face digestia. Deci ideea, nu ne băgăm în nu fierbe oala. Lăsăm stomacul cum e el, să bem dimineața apă ca apa și lăsăm stomacul, iar dacă cineva are ceva ca boală, să meargă la medic. Deci, în mod normal, nu trebuie să punem nici lămâie înăuntru, nu trebuie să punem nici bicarbonat de sodiu, să bem apa cea mai sănătoasă. Deci, în momentul în care noi schimbăm pH-ul stomacului, poate să aibă și niște urmări care nu prea sunt bune. Deci, eu nu recomand să punem bicarbonat dimineața. De ce? Că după aia simți că îți dă așa niște gaze, pentru că este bicarbonat. Ați văzut cum sfârie când puneți oțet cu puțin bicarbonat și se umflă până sus. Este în stomac, e acid, aciclohidric, care e foarte important, pH 1 sau 2. Cei care mănâncă carne au pH mult mai mare. Dacă pierzi o bucăță, un cui acolo, zic așa, îl poate rezolva. Adică nu e joacă. E foarte puternic pH-ul. Și dacă pui asta, strici exact ceea ce e necesar. Cum a făcut Dumnezeu ca aici să fie acid și tot intestinul să fie alcalin. Și atunci dacă pui aici alcalin, o alcalinizezi, strici niște echilibri. Fiindcă am ajuns la finalul ediției, haideți să mai spunem o dată. Cam câtă sare ar trebui să consumăm, indiferent de vârstă? Punctul numărul 1 e bunul simț. Pentru că și îl găsim și în alte părți, 1, 2, 3 grame, 5 deja e mult. Se consumă cam 30, 35, 40 de grame pe zi. Și e foarte mult. Și americane au spus clar, și v-am spus, v-am citit acum și OMS-ul, că în momentul în care sare în cantitate mare, și a spus OMS-ul acum, s-a hotărât până în anul 2025, să reducă cu 30% ca să ducă, pentru că sarea în cantitate mare e mortală. 4 milioane de oameni în par mor din cauza bolilor cardiovasculare și unul din puncte e sarea. Că dă tensiune și tensiunea este mama tuturor bolilor. Reducem sarea, domnule doctor, mergem la medic să vedem dacă automat, avem nevoie de iod. De bea atunci revenim la normal. În momentul în care nu pui tu sare, simți care e gustul normal și atunci devii un om într-adevăr normal. În privința iodului, trebuie să facem întâi o dozare de hormoni tiroidieni. Și dacă sunt normal, lasă-l în pace. Dacă vezi că e mic, neapărat să intervii. Pentru că gândiți-vă puțin, noi ne gândim la noi, dar gândiți-vă, sunt regiuni întregi în care toți copiii sunt compromiși, toți oamenii sunt, nu au niciun viitor. Și atunci trebuie să sunt politici de stat. Acum, unii știu că critică pentru că cancerul de tiroide nu are o singură cauză. Eurile astea sunt nenorocite, sunt dovedite că dau cancer. Poate vom vorbi într-o ocazie, domnule doctor, despre cele mai periculoase euri și în ce le găsim. Vă mulțumim foarte mult. Cu mare plăcere. Deci cancerul, atenție, o boală polifactorială. Cancerul. Deci nu dăm vina neapărat. Da, că... nu dăm vina doar pe unul. Cancerul tiroidian e din cauza iodului pus în sare. A gândi așa, trebuie să gândim holistic, înțelegi? Unii reclamă, urlă, strigă, discută, au dovezi. Alții zic, domnule, de ce e așa de mult? Dacă vrei să scapi din asta, consumă sare
fără iod. Și atunci a ieșit din jocul ăsta. Eu nu pot să zic luați sau nu luați. Pentru că sunt politici care nu le fac eu, înțelegeți? Și fiecare om, deci în momentul în care ți se pare că ai un semn de întrebare, se găsește sare fără iod. Absolut. Mulțumim foarte mult. Alături de noi, dragi prieteni, a fost medicul Virgiliu Stroiescu, doctor în medicină.